Bună seara! Astăzi l-am avut ca invitat la emisiunea Business Filosofii pe tânărul în vârstă de doar 16 ani, Arian Notrețu, campion mondial paralimpic la înot. Este o dovadă vie a faptului că orice este posibil și că nu avem nicio scuză dacă ne dorim să ajungem să facem performanță. Și mă refer aici nu doar la sport, ci în orice domeniu al vieții. Chiar v-aș invita să-l urmăriți, să-i urmăriți evoluția și realizările. De ce? Spun asta pentru că, întâmplător sau nu, așa cum v-ați obișnuit, este o perioadă în care lecția asumării încă își face prezența, iar astrul profesor Saturn ne învață cum să o șlefuim. E nevoie să ne asumăm acțiunile, gândurile, emoțiile și tot ceea ce facem dacă ne dorim să ajungem în mod conștient la un rezultat, la un scop pe care mi l-am stabilit, conștient sau mai puțin conștient. Acțiunile noastre au întotdeauna efecte, consecințe. Așadar, este mai bine să conștientizăm atunci ceea ce facem pentru a analiza dacă acțiunea pe care vrem să o întreprindem ne conduce sau ne îndepărtează de scopul propus. Ca temă universală, acum ne luăm adio de la o perioadă în care apatia a fost umbra perioadei și nu ne-a lăsat să avem magnetismul necesar pentru a înflori, pentru a ne dezvolta. Ne-am obișnuit de multe ori să stăm așa în stand-by și să nu facem lucrurile necesare, chiar dacă poate uneori vedem ce ar trebui să întreprindem. Teama ne ține deoparte și nu ne dă pace. Nu știm când să stăm locului și când să acționăm. Dacă ne-am analiza corpul și ne-am asculta intuiția, am fi mult mai aproape de acest magnetism de care vorbesc, de acea ușurință de a ne trăi viața. Intrăm într-o perioadă în care autocontrolul își spune cuvântul. Și aici e vorba de autocontrol atât asupra emoțiilor cât și asupra gândurilor. Devine copleșitoare frica, îngrijorarea. Ele sunt prezente întotdeauna în viața noastră. Întotdeauna apar motive noi, surse noi care ne pot destabiliza sau care ne pot pune pe gânduri. Important este însă cum trecem peste ele. Dacă vrem să reușim, este bine să ne antrenăm, așa cum fac și sportivii, uite. Pentru a obține performanță, pentru a obține autocontrolul acestui corp, al mentalului și al gândurilor noastre, este nevoie de repetiție. Nu putem ieși dintr-o criză atunci, pe moment. Nu putem conștientiza, poate uneori, ceea ce facem, ceea ce gândim sau starea pe care o avem. Dar ce putem face este să ne așezăm după astfel de situații mai puțin plăcute și să contemplăm, să observăm ce s-a întâmplat într-un mod mai detașat și să facem anumite acțiuni, gesturi, afirmații pozitive care să ne ajute ca data viitoare, când mai apar astfel de situații, să ne putem controla mai bine. Ori în felul acesta, frica și îngrijorarea nu că vor dispărea din lume, nu, ele vor fi poate tot acolo, dar ne vor afecta mult mai puțin acțiunile noastre viitoare, astfel încât să ajungem la acele scopuri și obiective de care vorbeam și pe care ni le propunem fiecare dintre noi în viața noastră, în fiecare din domeniile în care activăm. Sedentarismul, și-a spus cuvântul,
tot anul 2020, când am fost mai mult în casă și fiecare a încercat să facă mișcare sau sport într-o măsură mai mare sau mai mică. Ei, acum avem, iarăși, zic eu, în cea mai mare măsură libertatea de a acționa în această direcție spre un stil de viață sănătos, spre mișcare în aer liber sau în sălile de sport, de fitness. Ori dacă nu, chiar și acasă, în intimitatea apartamentului sau casei voastre, puteți să vă amenajați un colț în care să faceți puțină mișcare, care nu face altceva decât să ne mențină sănătoși pe termen lung și să ne creeze o stare de spirit mult mai bună. Așadar, vă doresc să faceți cu toții în perioada următoare alegerile potrivite pentru a vă asuma acțiunile, gândurile și emoțiile și să vă recăpătați autocontrolul sau să-l îmbunătățiți, astfel încât să navigați cu ușurință prin obstacolele vieții și să ajungeți la obiectivele pe care vi le-ați propus, mai apropiate sau mai îndepărtate, în ritmul cel mai potrivit vouă. Vă aștept cu drag săptămâna viitoare la rubrica Alegeri potrivite din cadrul emisiunii Business Filosofii, miercuri de la orele 18. O seară și o săptămână minunată să aveți!